Deci, oameni buni, în această dimineață și în acest vlog super tare și super fain de luni, da, cum spui tu, fratele meu. Deci, facem niște lucrări un pic mai complicate, un pic mai necomplicate. Și ce să zic? Aici avem un Audi Allroad cu motorul, reparații capitale la motor. Aici avem un Mercedes tot așa, reparații capitale la motor. Aici avem o mașină mai veche. Da, asta ce înseamnă asta? Mașină mai veche. Că tot ziceți că nu facem. Ia, uite că facem, vezi? Reparații capitale și la asta. Aici un Q7 cu distribuții. Acolo un motor de 2 litri, ceva minuscul. Aici ar au intrat niște poțoci și șoarici. Și-au rost niște firii, făcem tăti cablajele. Acolo încă un motor, aici o volantă și un ambreiaj. Deci este lucru. Deci, no. Începem lunea așa ușor, nu ne grăbim. Bine, vorba vine, că eu-s biciu pe aici de numai... Îi ating cu vârful. Exact. Spor la vizionat. Ce facem aici, domnul Gabi? Hai că e vorba despre un Audi A6. 2000. Nu știu. 19. Da. Sau 2018, 2019. Ce facem aici? Le desfăcem și vedem ce poate fi. Ce poate fi? Da. Blochenul rus. Biele, ce... Să nu desfacem, nu știu ce poate fi. Deci desfacem să vedem care este problema. Motorul bate, nu? Troncă-ne. Troncă-ne. Tăc, 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 tăc. Motor face ce vrea, dar am o... Vedem, căutăm ce poate fi. Exact. Și ca să fie lucrare, treabă de motorul rost, nu? Da, păi numai așa facem și să fie la vibrofen. Da. Ok. Dă motorul jos, fii tu de la jos, ceau. Chipul de lanț jos? Lanțul jos, băi, ne-am o două jos. Ca să ajungem la... Cu brochen. Serios. Da, să vedem ce poate fi acolo. Deci doar așa? Numai așa. Ok. Dacă aveți vreo altă modalitate, spuneți-mi. În comentarii, exact. Și cum ați văzut? Exact. Dăm filtrul particulei jos, cutia jos, capaci, injectorii, până la lanțul distribuției, după aia luăm motorul jos, da. Îl ducem invers, da. Băile jos și vedem care e problema, 100%. Ce problemă? Ce problemă poate fi? Turbo e ok? Turbo e foarte ok. Da. Mașina e nouă, are 74.000 de kilometri. 74. Da. Ce poate fi, nu știu. Vibrochen. Vibrochen, biele. O să vedem pe parcurs. Situația... Nu știu ce să zic. Ce poate fi? Am un dăm capacul ăsta mare. La distribuții jos. Acolo este super ceva interesant. Până am găsit, dar... Ata șpana am găsit. Hai să vă arăt și vouă. Asta spana am găsit aici, până amul. Lucește.
foarte frumos, vă place? Fiți atenți! Fiți atenți aici! No. Cam așa este situația la noi. Într-o zi la service. Cum? Aici ce putem găsi? Aici, aici găsim lanțul. Lanțul? Lanț, patini, încinzătorii. Lanțul întreg? Da. Lanțul întreg, motorul... Motorul îl învârtim numai cu... cu corba sau... cu două liniară. Da. Scârți un... motorul scârți un picuț, dar n-are. Dar nu, că până îți face rodajul, care are puțin kilometri mașină, nu? Da, are puțin kilometri. Până la 100 de mili și se face asta. Da. Hai să vedem ce putem fi. Exact. Ce mai poate fi aici? Ce găsim aici? Dar aici numai glanțul găsim. Partea de jos, atunci când îți facem băile, acolo să vedem mai bine. No, fiți aici atenți. Ce poate fi? Ceva glanț. Cum? La lanț nu este ceva. La lanț nu se vede nimic. Se vede în regulă. Momentan. Cât de facem acolo jos, acolo se vede mai bine. Asta e a doua capac din baie de ulei sau cum îl zici? A doua baie. Deci s-a dat acum a doua baie de ulei. Și acum... motorul e dezasambat, nu? Deci acolo sunt toate piesele de la motor. Și acum... începem și desfacem. Acum va fi clar care este baie, nu? Da. După ce desfacem aici în sus. Cum e asta? E bun. E bun. Pe ce e? Pe ce e? Asta e cam dus. Ăla e cam dus? Da. Și asta e dus? De păcate, da. De păcate, asta e. Va trebui să stau stai vechi. Da, trebuie ca un vibropen. Cuzineț, da. Învățit. Cuzinețul cu vibropen de la Biele. Când încălează. Mai complicat. Un pic, da. Toma la Biele! Nu știu ce s-o cam da. Cam da. Motoșa de capul. Mamă, ni. Ce e bun de tot. Dă-i tu. Mașină nouă, tată. Mașină nouă. O fă greșeală de tipărire. Da. Ia, ce frumos e perdona. Asta cred că au făcut schimburi la 74 tine. 74.000 de kilometri, n-au făcut încă schimburi. Dacă te uiți, e filtrul original. Da. Bă, nu. De Bachle. German. De Bachle. Are 74.000 de kilometri? Da. Da, tu e da, parcă nu e nata. Yo, deci cum se poate vede asta și s-a întâmplat e aici? Ulei original, bă, simți cum a lucrat inginerul, mă. Da, să-l gust. E bun, da. Ce putem zice aici? Ce să putem spune? Se poate spune faptul următor. Dragi cetățeni care aveți mașini, au nemțăști, vă rugăm foarte frumos să nu schimbați uleiul numai la 90.000.
Bă, 4 o străbă, da. Nu le-a capac în față. Nu are capac în față. Deci, cum am spus, dragi cetățeni, la 90 de mii când schimbați distribuția, să schimbați ulei. Mă, așa făceau cu zineții. Da. Noi n-avem de lucru, așa-i? Bă, eu am haimă și tu mă puteai la lume. O, picat. Cum făceau cu zineții? Ce? Arat pe Alex. E normal. Și cum îi zice ăla cu skateboardul, cu numai cu două gheaie și ce joc. Da, ăla era mai de mult, nu știi generația asta, n-au mă gândit. Dacă să uită... Pe snowboard. Bă, ce-ți mă, tu ți-ai cusut șolopeta? Da, mami. Ce faci, domnul, cu cafea aici? Facem. Bună dimineața. Băgăm și pistolul. Bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul nostru Autotusian. Băgăm pistolul. Băgăm pistol. Pistole de admisii. Situația de astăzi e una mai complicată ca una de ieri. Da, pula mea. Zic tot ce s-a desfăcut, că văd că e mai desfăcut decât ieri. Da. Băiat ăsta e foarte tare. S-a desfăcut aici, chiloasele jos. Cam așa ceva artobielă. Una. Două. Hai și vezi și vibrochenul. Ce arată și vibrochenul. Frumos. Învărtit. Toți cu zineză noi. Alt ibiele. Alt vibrochenul. Și alt vibrochenul. Așa arată un cuzinet. Deci e cauza bătaia aia, de-aia nu o să mai învârtim motorul. Și... inclusiv capacul de față e desfăcut, pentru că are un lanț acolo în față, la pompa de ulei. Asta e situația. Da, tot motorul își punem, îl facem ca și nou. La 74.000 de kilometri. La 74.000 de kilometri, va fi ca zero. Va fi ca zero. Va face ca și nou. Exact. Exact, da. Asta e situația de față. Inclusiv chiloasă de montat stânga-dreapta, axe cu camii. Care tot, ca și nou. Inclusiv între V-ul. Se va desface aici, am tot. Inclusiv aici, între V-uri, se va desface absolut tot. Aici, în față, garnituri. Tot. Kit de lanț nou, asta e situația. Pe parcurs mai vedem. Mai vedem ce să mai face, cum să face, ce să desface. Exact. Cam atât. Later. Deci, acum ce punem la loc? Punem cuzinețul noi. Cuzinețul noi, tot frumos. Altfel. Deci motorul o să meargă chiar bine. Ca de fabrică. Posibil. Mai bine, ca de fabrică. Posibil. Da, bună ziua și bine v-am găsit la Autotusian. La Marocu. Avem aici un motor de 3 litri. Ce facem la el, domnul mecanic? Contribuție, contribuție, distribuție. Da, am un face contribuție la e. Ce fac, mă? Contribuție. Distribuție. Distribuție, lanțul. Distribuția foarte bine, foarte bine. Ceva probleme ați întâmpinat? Nimic, în viața mea. Bun, bun. Revenim cu detalii noi. Ok. Lucru nou, tati. Ce avem aici, lucru nou? Da, un vibrochen. Un vibrochen nou, frumos. Da, da. Ai, tati. Se simte că e nou. Se simte că e nou. Ia. Ce mașină nouă aici. Colegii. Lucru nou, mă. Vă place? Mai schimbăm și tu acum înainte de asta. Dacă vreți, mai veniți. Mai schimbăm. Thank you.
aici, cum se spune, vibrochenul nou aici frumos, alea. Mecherii. Stă pe el. Lucrare premium, tati. La loc? Cred că s-a împingat cu ăsta. O lipit? Perfect. La cine m-am pitat? Uitați! Ce faină s-a învârtit! Motorul. Cred că pornesc imediat. La un șer de cheie. A? Perfect. Deci începem. Gabi, începem să asamblăm motorul, nu? Da, deci asamblăm motorul, sigur. Piesele toate sunt pe stoc. Comandate. La aici la noi găsiți tot ce vreți. Exact. Pe stoc avem o mașină nouă. Păi, acum. Ați zis cumva când avem dinamometri? Avem 100 de bucăți pe stoc. Nu numai. Uitați-vă cum se strânge. Învățați de la noi. Cât mai trăim. Cât mai putem. Exact. Se învârte bine până acum, vedem cum se învârte mai încolo. La început. Ăsta e prost, mă. Cum a dus? După atâta timp. După atâta timp. Steven, am pornit microfonul. Steven, am pornit microfonul. Hai. Am ajuns la pus lanțurile. Stânga-dreapta, îți rupti. Stai. Preste. După atâta timp, cum ziceam, dar de-am pus lanțul ăsta. Exact. Ai asamblat motorul, ai pus culoasele. Am asamblat motorul, culoase, axe, bucami, chestii de genul, tot ce. Tot motorul aproape asamblat. Mai avem de pus cutie de viteză și electronica și cam atâta. Injectoarele. Și injectoare și capaci. Aici ce ai schimbat la lanț? Lanț, kitul de lanț complet. Închizătoare, patini. Tot, tot. Asamblu. Tot. Deci situația stă bine. Motorul e asamblat. E asamblat tot motorul. Urmează și punem cutia de viteză. Îl punem sus. Și după aia dăm cheie. Astăzi îl pornim. După aia sărbătorim. Cum? După aia sărbătorim. Am vedem noi ce facem. Sărbătorim? Nu sărbătorim. Plângem? Nu plângem. Ce facem? Motorul mai curat ca de fabrică. Motorul e curat. Tot. Sper să fie treaba bună. Exact. Și margă și pornească. Amin,
mergeți, vege, motorul mare, situația e sub control. Îi băgăm puțin antigel. Probe de drum. Ne plimbăm cu ea. Cum ziceți pe comentarii că ne plimbăm cu mașinile omului, am chiar că ne plimbăm cu ele. No. Da, are 70.000, nu? Da, 74.000, duci să vadă oamenii bordul, pe acolo. Noi chiar băgăm apă distilată în mașini, nu vrăjeală, apă de la chiuvetă și de pe la izvoare. Apă sfințită, apă de la robinet. Adiază. Băgăm pe link ele.